Bine v-am regăsit, prieteni, bună dimineața! Un analist, între ghilimele mari, 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 un analist din București devine vedetă în presa de la Budapesta. Da, este vorba de Dan Dungaciu, un tip destul de alunecos, un tip despre care poți să spui, domnule, are o capacitate de analiză, de sinteză, de nu știu care, dar când te uiți la ideile lui, îți dai seama că cel puțin în chestiunea Rusiei, păi parcă seamănă cu narativele de la... De la Kremlin. O să zici, are dreptul. Sigur că are dreptul. Așa cum eu am dreptul să fiu uh, într-un fel, și altul are dreptul să fie în alt fel. Doar că, în momentul când vezi că este într-o, nu știu cum se zic, într-o organizație, într-o fundație, într-un într laborator, hai să zicem așa, al Academiei Române. Și laboratorul ăla se cheamă foarte pretențios euh, analiz, despre analiza războiului informațional și comunicare strategică sub egida Academiei Române, atunci deja, hopa, stai. Deja nu mai vorbim despre dreptul la opinie. Dreptul la opinia ta personală, sigur că da, este. Euh, cum să zic, intangibil. În momentul când vii și te agăți de Academie și ai anumite chestiuni, anumite opinii, care duc spre ideea că, uite, și Academia gândește la fel, atunci avem o problemă pentru că Academia este o instituție a statului român sponsorizată generos de statul român din taxele mele, ale tale, al omaica mea, al ta. Bun? Ce zice omul ăsta? De fapt, el are în evenimentul zilei un fel de interviu și acolo zice tot felul de lucruri, cum că România are poziția Kellner în politica externă, că n-a reușit nimic, că ok cu poziția asta de Kellner poate e un bacșiș mai mare. Băi, cine-i dungaciul ăsta? Luați cu lămâie, multă lămâie. Adică el vine și după ce dă de pereți diplomația română, și o să vorbim și despre asta, vine și zice, domnule, important pentru Rusia este să nu intre Ucraina în NATO, nici Ucraina, nici Belarus. A este o linie roșie și Moscova, Federația Rusă este datoare să apere Moscova și tot ce înseamnă asta. Adică, păi asta ne spune și Moscova, Moscova ne spune că, domnule, noi, pentru siguranța noastră, nu vrem Ucraina, adică o țară independentă, cu un popor care are propriile aspirații, să intre în NATO sau în tot ce înseamnă circuitul ăsta euroatlantic. Adică, de unde până unde? Dacă mâine vine Rusia, și așa a și spus, da? NATO să te retragi până unde ai fost acolo înainte de 97. Deci, mâine poate veni Rusia, mai contondent, că deja a venit, așa cu mici alunecări de teren. Domnilor, nu convine că România este NATO sau Polonia este NATO sau țările baltice sunt în NATO. Băi, este o linie roșie. Dungaciu va spune, conform logicii lui, băi, Rusia are dreptul la chestia asta. Da? Trebuie să o înțelegem. Adică este o porcărie. Același articol, aproape motamo, este preluat de un gazetar din Târgu Mureș și publicat în Magyar Nemzet în Budapesta gazetarul, aici ar fi o discuție că totuși preiei un material din evenimentul zilei și îl arunci în Budapesta ca și cum asta ar fi nota dominantă în gazetăria românească, asta este o discuție. În rest, nu, pot fi, nu poate fi dat de pereți pentru că are o opinie sau nu are opinie. El este pro-Orban și așa cum unii sunt au dreptul să fie anti-Orban și gazetarul are dreptul să fie pro-Orban. Nu discutăm despre dreptul la opinie, despre toate astea. Însă, dintr-o dată se accesează ideea asta și se duce mai departe, cum că, băi, România asta nu are absolut nimic de făcut, n-a făcut nimic în politica externă, ia uite ce chelnerii, vorba aia, să-l vezi pe România în fel de Dragnea, care mergea la Trump acolo și Trump își păzea ceasul, a venit Dragnea, a venit Dragnea, da? și a mai plătit și o grămadă de bani, numai ca să dea mâna cu Trump și să vină unul să-i facă o poză. Bun, păi nu e așa, să vă explic de ce. NATO este o structură defensivă, în primul rând. În NATO nu faci ce vrei. Există un scenariu defensiv al NATO, în care, și asta o știu din interior, am fost în bază NATO, atunci când eram hoheream prin Parlamentul European, da? tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia. Adică este o, un singur organism. Înțelegeți? Nu face toată lumea ce vrea. Unii au, o, um, au un rol mai discret, de exemplu România. Alții au un rol mai uh, vizibil, de exemplu Polonia. Da? Dar asta nu înseamnă că uh, nu ar fi putut să aibă România un rol mai vizibil și Polonia un rol mai discret. Nu de ele însele depinde, ci de strategia defensivă a NATO, ca să ne înțelegem. Bun, asta nu înseamnă că Iohannis, de exemplu, sau politica externă a României, astea toate au fost uh, depremiat. Nu. Dar de aici până a, a arunca în derizoriu că politica de Kellner care așteaptă baxișul americanilor, băi, asta mi-arată poziții, cum să zic, scrâșnite din dinți, dar anti-americane, anti-europene sau, mai bine spus, uh, autoctonisme din astea în care, băi, noi vrem în Europa, dar Europa să semene cu noi. Nu contează că suntem ultimii și acolo cu bulgarii. Da, și apropo de Bulgaria, ca să înțelegeți rolul NATO, Bulgaria nu s-a văzut aproape deloc. Însă, Bulgaria a fost un factor esențial în ajutarea Ucrainei în primele trei săptămâni. Fără Bulgaria, Ucraina ar fi fost astăzi la pământ. A fost atât de secretă operațiunea încât nici măcar membrii guvernului din Sofia, mulți dintre ei, nu au știut. Acum de o lună s-a aflat. Înțelegeți? Ăsta a fost rolul ei tu stai acolo discret și fă ce trebuie. Ca să stabilim odată cu chestiunea asta că facem ce trebuie sau nu facem ce trebuie. Bun. Eu mă gândesc în felul următor. Bă, nouă ne-a trebuit un șoc. Sau să ne trezim dintr-un șoc. Doamne ferește să vină un șoc. Și știi la ce mă gândeam? La nemți. Uite, nemții au fost într-un într haos total. Da? Până când vine Napoleon și câștigă în 1806 bătălia aia turbată de la Iena. Nemții au, avut, au fost șocați. Băi, ce dracu facem? Dispărem ca nație. Vine, a fost un tip foarte deștept, von Hardenberg, da? Hardenberg ăsta a fost și prim-ministru, a fost și ministru de externe în Prusia. O să-i spunem Germania, ca să fie un pic mai, mai bine localizată astăzi, da? Și a venit și a zis, băi, fraților, cât o fi noi de nemți, ar trebui să ajungem la următoarea concluzie că deja ne frige la degete. O țară fără meritocrație ori va dispărea, ori acelei țări, îi va fi impusă cu forța meritocrația. Și s-au speriat pur și simplu prusacii, s-au speriat nemții și au cei de făcut. Ok? Noi ar fi trebuit să avem chestiunea asta după 89. Ar fi trebuit să o avem în fiecare an după 89, pentru că în fiecare an am, 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 am pierdut un război cu noi înșine. Bun. Și vine un tip, von Stein. Da? Ministru Învățământului, primul ministru al învățământului din uh, Prusia, care vine și zice, gata, băieți, reforma totală, terapie de șoc, cum s-ar numi astăzi, nu știu cum se spune în poloneză, dar sunt cei care au reușit prin terapia de șoc să-și revină. Da? Și ce face? Bă, vine și spune, gata, de mâine abolim toate privilegiile aristocrației. Că ăștia vin și doar pentru că s născuți de nu știu unde, că s-au întâlnit spermatozoidul lui tată sau cu ovulul lui mumă sa într-un pat princiar, da, ia ca ei zic că cei mai buni. Ei bine, nu. De acum încolo, abolim toate privilegiile aristocrației. Da, abolim iobăgia. Pur și simplu. Și mai dăm o lege. Că orice om, inclusiv oamenii de rând, da? au dreptul să acceadă în funcții publice. Și ce s-a întâmplat? Prusia a devenit prima țară din Europa, cel puțin, care a pus examene, a fixat examene pentru funcționarii publici. Băiete, dai examen de admitere, pur și simplu. Da? Ai terminat școala, dai examen de admitere, de acolo vine examenul de absolvire, bacalaureat, tot ce vrei tu, treapta întâi, treapta a doua, toate astea. Înțelegi? Liceele germane în extrem de puțin timp, practic nici măcar o generație, dintr-un fel de, de locuri de pierzanie, de locuri de la de boemă, de scandaluri, devin practic centre de excelență. Asta este senzațional. Și mai senzațional este că în, în interiorul poporului se mișcă mentalitățile. Gândiți-vă că până atunci un principe era stăpânul absolut. Da, îl chema pe tovarășul pianist cântăm și pianistul trâm Da? Ei bine, se întâlnește uh, uh, principele Lichnovski cu Beethoven. Bun, până atunci în fața unui principe nu comentai. Beethoven vine și îi spune, ca să vezi cum se mișcă mentalitățile într-un timp istoric foarte, foarte scurt, dacă știi să accesezi timpul ăla istoric, să-l pui, să să împănezi, așa ca pe un curcan cu slădină, să împănezi timpul istoric cu niște valori și principii, îi zice Beethoven, auză Lichnowski ăsta, băi, ca tine au fost o mie, o să mai fie încă o mie, eu sunt un singur, eu sunt Beethoven. Eu sunt ceea ce sunt datorită mie și nu datorită mama, lu' sau unui uh, titlu nobiliar. N-a comentat nimeni, deși până atunci s-a fi tăiat capul. Zece principi, nu numai unul. Înțelegi? Lucrurile astea se întâmplau într-o epocă în care, pur și simplu, uh, oamenii începeau să înțeleagă meritocrația și începeau să înțeleagă libertatea. Pentru că venim într-o vreme și zicem, băi, ce fel de libertate e asta dacă nu avem meritocrație? Și ne vedem în fiecare zi nevoie să întrebăm. Poate exista meritocrație fără libertate? Ei bine, meritocrația și libertatea, astea sunt cele două ingrediente care fac societățile să meargă înainte. Înțelegeți? Nu pot exista una fără alta. Pur și simplu. În teorie, sigur, pot exista. În practică, este un dezastru și fac toate astea din democrație o anocrație. Adică ai instrumente, ai instituții, dar nu funcționează și zici ce dracului democrația asta, ca în România? Nu, no, nu trebuie democrație. Ce să fac eu? Da, funcționează, nu funcționează. Bun. S-a întâmplat așa și în Paris, după Revoluția franceză, după Libertate, Egalitate, Fraternitate, ăla, după toate abuzurile îngrozitoare care s-au făcut în. în în Revoluția franceză, în numele libertății, fraternității, egalității, da, s-a mișcat societatea. Abuzurile au trecut. Dar lumea a văzut că poate trăi pe cont propriu, datorită talentului. Înțelegi? Atunci apar cu adevărat meseriile liberale. Actor. Cine credea că actorul poate trăi din povestea pe care o spune în scenă? Cine credea că jurnalistul, da, atunci apar jurnaliștii, pot trăi din ceea ce scriu. Cine credea că un bucătar al unui, al unui aristocrat poate să facă altceva, poate să facă de mâncare în alt loc decât în bucătăria aristocratului. Da? Și atunci apar primii bucătari. Da? Apropo, dacă mergeți la Paris, căutați Café de Paris. Da? Café de Paris este încă din vremea de imediat după Revoluția franceză, pentru că doi, trei bucătari care s-au retras din castelele aristocraților și au zis, bă băiete, gata, nu mai gătesc pentru tine, gătesc pentru toată lumea și îmi fac bani, da? Și au făcut cafea de Paris. Înțelegeți? Astea sunt lucrurile care pur și simplu duc înainte niște societăți. Sunt lucrurile pe care dacă știi să le gestionezi, după șocuri, vezi Victorul Napoleon de la 1806, vezi Revoluția franceză, noi am fi trebuit să câștigăm. Sigur că am pornit de la... Hai să vedem cum facem cu Dungaciu, cu materialul de Magyar Nemze din Budapesta și ajungem la, ajungem la lucrurile despre care nu s-a vorbit niciodată, pe care nu le-am pus niciodată într-o anumită concordanță. Vorbim de meritocrație, vorbim despre, despre libertate. Gândiți-vă că noi vorbim acum, în secolul 21, despre cum să facem din universități să conteze în comunități. Da? În 1961 a fost un tip deștept, care, da? care vorbea deja despre multiversități. Multiversitatea înseamnă că se deschide către societate și că începe să conteze, începând din economia comunităților, care poate să fie comunități naționale sau, sau globale, până la centru cultural. Eu sunt un centru de emisie, de valori în economie, în societate, în cultură, în tot ce vrei tu. Da? Era la Universitatea din California. Știi câți angajați avea în 1961? Angajați, atenție, Universitatea din California, 40 de mii. Știi ce înseamnă asta? O industrie a cunoașterii care punea bazele epocii cunoașterii și pe care europenii o priveau așa peste ochelari, oare ce -i aia? Oare e girafă? Așa ceva nu se există. europenii erau un fel de ardeleni atunci care fugeau după melc și melcuțuști. Înțelegi? Lucrurile astea trebuie știute. De ce trebuie știute? Ca să ne dăm seama că depinde de noi. Ca să ne dăm seama că nu trebuie să cădem în fake-urile uneia pe care le vedem la televizor, cu o meclă de aia foarte academică, vezi, doamne, domn Dungaciu, și titrat acolo specialist în problemele Moldovei sau în problemele Rusiei. Nu, nu este un specialist vine și ne pune pe tapet niște fake -uri. Și pentru că noi nu știm, n-am știut să învățăm din șocuri, cum au învățat prusacii, nemții, cum au învățat, nu știu, francezii după Revoluția franceză, noi n-am știut să, să învățăm din șocurile astea de după Revoluția Română, măcar, din 89, și atunci stăm și ne gândim, băi, dai om deștept, vorbește cu niște cuvinte pe care noi nu le înțelegem. Și încet, încet, picătura chinezească își face loc în mintea noastră. Și mintea noastră, evident, iau de unde noi după o vreme. Că așa se întâmplă cu ea care, în loc să pună mâna pe carte, se scarpină așa ca niște maimuțe sau ca niște căței. Ăștia suntem băieți. Până nu punem mâna pe carte, o să vine tot felul de dungaci și o să ne picure tot felul de uh, uh, pere stricate în niște guri care așteaptă șalea, nu știu ce așteaptă. Pe Godo! Godo! Așteptându-l pe Godo! Faină piesă de teatru, din păcate urâtă realitate. V-am pupat!